Astăzi este ziua Nataliei, face 24 de ani, îi spune și noi la mulți ani să fie sănătoasă. A primit de acasă două torturi, unul de la mama ei și unul de la sora ei. Spunea Natalia că ar fi vrut foarte mult să discute, să vorbească la telefon cu sora ei. A primit mesaj în plasmă de la mama astăzi, însă sora ei nu i-a dat mesaj și Natalia spunea că își dorea foarte mult acest lucru, însă s-a bucurat să o vadă pe mama, s-a bucurat că a primit cele două torturi, au venit fetele la antena play, au făcut poze, s-au distrat, s-au împiedicat la un moment dat și au căzut făgând poze la antena play. Apoi au primit câteva melodii și s-a încins acolo o mică petrecere în living au dansat fetele, au dansat mamele și s-au simțit foarte bine. Sora ei scria pe bilețelul de pe tort, iubita mea, soră, îți doresc să nu numeri ani pentru că sufletul rămâne mereu tânăr și să nu regreți ceea ce a trecut pentru că există multe lucruri interesante de acum încolo iar mama îi scria nu rata aceste momente fericite care nu se mai întorc la mulți ani cu multă sănătate și iubire și se semna mama a dansat și Natalia s-a simțit foarte bine și a fost așa un moment drăguț pentru ziua ei